2, 3 și... Așteptările sunt foarte mari. Ei sunt 5. Piesa are numărul 5. Să vedem dacă vor cânta de 10. Asta-i de acolo. E simplu piesă, nu știu ce trebuie. Un grup de inimă neagră, pregătit de acțiune. Cărțile au fost făcute. Careul de dame și regele de pică cred că au asul în mânecă. Ne-am gândit să o transformăm într-o piesă în genul jazz. Ceva lent, care să aibă multe improvizații, dar în același timp să fie inedită. Pentru că originalul o știe toată lumea. Linia melodică originală este extrem de comună. Auzi-o toată lumea de atâtea ori și noi vrem să îi dăm culoare, să fie ceva inedit. Pentru că, până la urmă, noi aici asta vrem să facem, să ieșim în evidență prin originalitate. Vreau să iasă bine și să ne simțim bine unii cu alții. Suntem oameni diferiți, cu caractere diferite, se și vede că suntem diferiți. Nu ne potrivim total. Ceva aiure, că asta de plică luat bine pe gamă și pe mine mă duce în jos, cumva, nu știu, n-are atac, știi? Era un pic jazzy combinat cu altceva și nu pot să înghit stilul ăla. Deci nu cânt două, da, exact. Ce duci acolo, tată? Nu cânt el jazz și atunci i-a schimbat. Deci i-a făcut cum îi place lui. Nu pot să zic că nu-mi convine, doar că uneori așa suntem foarte competitivi unul cu celălalt și nu ar trebui. Să nu fim într-o trupă cumva, să fie dueluri între noi. Pe final acolo facem niște improvizații și la un moment dat ne urcăm așa unii peste alții și nu se mai înțelege nimic, adică n-aș vrea să fie așa, să pară că ne certăm. Eu sunt foarte stresată. Îi simt puțin pe colegi așa atenționați, că parcă ar vrea să cânte mai mult. Luăm de la început partea asta și noi de oricum lungim un pic. Un pic, dacă trebuie să am undeva o legătură, că după aia mă opresc și mai cântă ăla gol, așa e aiurea. Mie personal asta îmi place, să ies în evidență și așa am fost mereu. Și mi-aș fi dorit să am parte în care să cânt mai mult, dar asta nu este o problemă, în sensul că toată lumea are egal. Tu zici că vrei mai mult și că vrei așa. Ai profită de asta și fă de două ori treaba și fă ceva mișto. Nu sta doar cu o singură de aia. Așa, exact, foarte bine. E competiție între noi, dar eu aș vrea să fim un grup, să ne batem cumva cu celelalte grupuri și apoi cu noi, între noi, în grup. Nu vreau să fie un haos pe scenă și să pară că ne certăm. Hai, mai lasă-mă și pe mine să cânt, mai cântă și tu acum. Vreau să fie ordonat. Eu încerc să nu mă gândesc la tensiunea concurenților. Eu încerc să-i calmez. Eu sunt foarte calm de obicei și ieri, pur și simplu, din cauza agitației, mi-am luat așa un fel de mini shutdown. Chris, găsește-ți un loc. E evident că nu-ți găsești locul din când în când, când cu spatele la noi. Hai, mă, dar. Pe cent aici, pe dreptă, Chris? Hai, Chris, pe dreptă! Chris? Problema a fost coreografia mai mult. Da, și da, asta și faptul că nu ne-am trezit, eu sunt... Nu, lasă că o să facem. Treziți tocmai, că râdeți non-stop. Numai că nu ne-i asta, că râdem. Totul de senzația de ghiveci, că e și aglomerat, știi? E un mare ghiveci, așa, și mișcare, și... Noi acum ne-am făcut coreografia, ce coreografie, că ne mișcăm. Da, da, da. Deci ce înseamnă, hai să facem improvizație pe scenă. Nu există, frate, la un grup de 5 oameni nu există. Ești singur, da. Nu suntem la un concurs. Că eu dansez, dar dacă eu dansez și voi stați așa, știi, nu e. Hai, trebuie să ducem față și credeți mi-aș face mișcări casate, nu vedeți bine. Eu știu că face special pentru colegii voștri aici să-și imagineze mamă ce fază. Exact, exact așa! Știu că e... Aia o să se aștepte să fie fel și miercuri și când o să fii miercuri șmecher, o să fie gen, nu vezi cum nu ești acum. Dar nu contează că ești acum nașpa, doar am testat niște chestii, o să mai facem toată ziua asta și mâine. Am încercat, adică chiar am încercat să iasă bine și... E nu prea vorbește. Mereu are o față de supărată și am întrebat-o că ceară și a zis că așa e ea. Asta nu e o explicație ca să aflăm ce și cum, să o ajutăm măcar, să putem vorbi cu ea, să se deschidă în fața noastră, nu vrea. Spune măi, că nu-ți face nimeni nimic, suntem o familie, nu? Așa am zis. Da. Tu nu prea vorbești. O mega familie. Hai, nu, îmi spune acum. Când nu am vorbit, am zis de mai multe ori să repetăm și nu ne-am găsit uneori. Dacă unde erați? Eu eram. Nu eram. Mai stăteam la vorbă și mai povesteam lucruri și despre viețile noastre din particular și despre concurs și era o chestie pe care doar noi am simțit-o și mi-a plăcut foarte mult. A fost totul de la sine,
Ne-am sunat ca un cuplu natural, adică a venit totul de la sine, a fost totul pe feeling, pe stare. Chestia asta vă distrage foarte mult atenția. Eu mă gândesc la ceea ce trebuie. Când? Nu, el se gândește mereu, dar nu o punem în practică, știi? Eu am un vibe de la început. Dacă același vibe de la început. Și tu stai cu alte grupuri, alte gagici. Normal că stau cu alte grupuri din moment ce vă mergeți în cameră. Nu vă iubiți. Pe bune acum. Mergeți în puii mei în cameră și stați și nu facem nimic. Normal că nu râde, că noi de râs și la repetiții râdem. Pe bune acum. Și după zicem rând, că de ce stau în alte grupuri. În primul rând fiți frumoase. Dar nu să nu mă cer. Nu, pentru că noi apărăm la televizor în primul rând, dăm o imagine proastă. Nu trebuie decât determinare, asta e singurul lucru, că se poate face asta și 2 ore, credeți-mă. Și în 2 ore se face dacă vreau. Pe tot parcursul acestui concurs am fost o persoană extrem de optimistă și pozitivă și extrem de motivată. În primul rând, pentru mine, motivația a fost punctul meu forte aici, pentru că îmi doresc foarte mult să ajung foarte departe în acest concurs. Este adevărul. Vreau să ajung la ultimul stage al concursului, ca să spun așa. Vă o să muncesc foarte mult, să-mi arăt mie și celorlalți că pot să realizez ceva impresionant în domeniul muzical. Totul se rezumă la ideea de a vrea. Indiferent că ne înțelegem, că nu ne înțelegem, trebuie să vrem să ne înțelegem. I'm in love with the shape of you. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. I'm me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and we talk slow. Pull like a magnet too. Although my heart is falling too. And I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed she smells like you. Every day discovering something brand new. And I'm in love with your body. Ooh, why, ooh, why, ooh, why. I'm in love with your body. Ooh, why, ooh, why, ooh, why. And I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. Come on, be my baby, come on. Come on, my baby. Come on, baby, yeah. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed just smells like Raluca, de unde au ieșit mișcările alea de dans din tine, fată? De la Miss Boboc, vă spun ce inspirația de acolo e. Te-am văzut cum făceai, eram... Am simțit piesa. Ce s-a întâmplat cu Raluca? Nu mai e emo, gata, a trecut pe Ed Sheeran. Am considerat că am fost destul de, nu știu, nu crispată neapărat, dar mai rezervată în celelalte etape și am spus că pot să-mi arăt și latura cealaltă a personalității mele. Foarte bine faci, eu eram... O persoană veselă, vivace. Cine-i fata asta nouă care își cântă bine? Fix latura pop ai arătat toată. Da, exact. Mi-e foarte tare, mi-a plăcut. Da, da. De voi, de toți, dar de Rebecca în parte. Dar, Rebecca, eu vreau să te implor un lucru.
Uite, tu câți ani ai, Rebecca? Spune. 17. Mulți înainte. Mulțumesc. Ascultă, dulceață, te rog frumos, termină să faci cu mânuța și aia pe microfon, așa, este atât de deranjant, tu idei n-ai. Cred că e ceva... Nu pot. Nu poate. Tu ai 17 ani, nu ai 36. Nu, dar ea într-o altă viață a cântat la saxofon și a rămas de acolo. Exact, exact. Uite, mai întreabă, te rog, pe cineva, dacă nu mă crezi pe mine, eu spun că este foarte deranjant. Permanent îți stau niște degete în față, tu ești o fetiță frumușică. Tu trebuie să concentrezi lumea la ceea ce tu cânti, dar nu cum îți îmblă mâna pe microfon permanent. Plus, este un gest vechi, pretențios. De babe. De babe, da. Care gest? Ăsta, mă. Așa. Dar excesiv. Dar ea, fii atent, deci ea face și cânte. Mulțumesc. Da, da. Salut. Okay. Bine v-am găsit. Asta e unica observație în privința ta, în rest a fost superb cântat, foarte corect. Eu am uitat să punctez ceva important. Bravo. Că m-am legat numai de dansul Lucăi. Bă, ce voce ai, mă, fată. Da. Ați cântat foarte bine. Și chiar dacă a fost un haos la un moment dat, a fost un haos controlat, mie mi-a plăcut mult. Eu vreau să le spun tuturor oamenilor care sunt în sală că în fața voastră aveți un exemplu de așa da. Și să vă spun și de ce. Toți oamenii care vedem pe scenă sunt talentați, diferiți între ei, dar și-au ales o piesă pe care în mod normal niciunul dintre ei n-ar fi cântat-o solo, da? Deci au ales o provocare. Bila albă. În afară de asta, fiecare dintre ei a strălucit pe partea solo. Bila albă, în fiecare în stilul lui. Deci niciunul nu s-a dezmințit de ceea ce cântă. De ceea ce a cântat până acum, Bilal. Fiecare dintre cei care nu făceau partea principală și-a respectat colegul, Bilal. Cei care erau în spate... Faceți mare colier. Stați să vă explic. Cei care erau în spate nu erau pe acolo degeaba, gen... A, gata, eu mi-am cântat partea, mă duc mai într-o parte și e clar, nu mai e camera pe mine, nu mai cânt. Fiecare și-a făcut rolul, deci a fost ca la un musical. Deci, iară, Bilal. Următorul punct, se vede munca, Bila albă, se vede că v-ați respectat cântecul, colegii, oamenii care sunt în fața voastră și oamenii care au muncit alături de voi. Iară, Bila albă. 6 deja. Da? Ați spus o coteală. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și aș vrea, mai vreau să spun ceva, dar am uitat. Să le mai dai o Bila albă. Am uitat, vreau să le mai dau o Bila albă pentru ceva și am uitat, bă, dar poate îmi vine între timp și îmi aduc aminte și vă spun. Orice ai zice să dar nu... Dar era important. Singura Bila neagră putem să ne-o luăm noi dacă nu jurizăm cum trebuie. Păi hai să încercăm să nu ne-o luăm. Hai. Well, The Black Heart, în componență de plină, trece mai departe. Felicitări. Felicitări. Gata, mi-am adus aminte. Să vă spun de ce vreau să vă spun cu toți aici. Pentru că vreau să vă spun o treabă pe care nu știu dacă am spus-o până acum. Noi, pe lângă evoluțiile pe care le vedem pe scenă, a fiecăruia în parte și a grupului, noi vrem să vedem evoluția profesională cumva, știi? Că a muncit un pic, că s-a forțat un pic, că își dorește mult să câștige, că își dorește să treacă mai departe, că are voință, dorință și muncește pentru treaba asta. Da. Pentru că noi urmărim tot timpul treaba asta. Dacă tu ești talentat și știi că ești talentat, dar te complaci într-o treabă care ți iese oricum, fără să faci vreun efort, înseamnă că nu ești dispus să evoluezi. Iar în viața asta, dacă nu evoluezi, în orice domeniu te afla, ești pierdut. Corect, un sportiv care nu transpiră de regulă nu prea ia medalii. Concursul ăsta, da, o să fie câștigat de o singură persoană. Dar voi cinci, eu vă văd artiști pe fiecare în parte. Faceți voi un pariu voi cu voi să reușiți fiecare dintre voi asta. Dar voi sunteți tineri, ne liniștiți, frumoși, sănătoși, așa că pe cai și bătaie. Felicitări! Bravo! Sunteți foarte tari! Bravo, bravo! Bravo, bravo, da, chiar bravo! Yes! Bravo, bravo, bravo. Ce-ați făcut? Am trecut toți! Altă planetă. Fericire. Bun, fericire. Hai, dacă mergem tot așa. Foarte buni. Am terminat și cu extraterestri. Foarte buni. Da. Suntem extrem de fericite. Chiar abia aștept să văd ce urmează. Da, pentru că nu voiam să închei acum toată
da, probabil dacă plecam acasă acum, aș fi intrat în depresie. Am trecut mai departe pentru că nu ne-am lăsat. Prin în ultimul moment am tot luptat să avem o imagine cât mai bună, o prezență, o carismă pe scenă, pentru că nu ne-a mers de la început. Și cred că știe toată lumea că am avut mici conflicte între noi și o tensiune destul de mare. Eram în varză și am repetat foarte mult pe ultima sută de metri. Sunt mândră și de colegii mei. Eu nu mai pot să vorbesc, efectiv. Extrem de fericită. Da, nici Petrecere! Petrecere! Yes!